Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc că vizionați acest video, vă mulțumesc pentru aprecieri. Am să fac pentru astăzi o citire pentru a vedea care sunt energiile acestei zile, surprizele, noutățile, cu un pachet de oracol și ca să fie puțin mai personalizată citirea, o voi face în trei variante. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei pietre cu care voi rezonați. Culoarea verde pentru prima piatră, piatra cu culoarea verde, a doua roșie, a treia albă. Alegeți varianta intuitiv, gândindu-vă poate și la ceva care vă preocupă pentru această zi, o întrebare, o dorință. Și să vedem dacă la varianta aleasă energiile sunt așa cum de așteptați sau vin și mai bune și mai frumoase, mai pozitive. Haideți să vedem ce noutăți sunt astăzi pentru planurile importante. Deci prima este varianta culorii verzi, a pietrei verzi, a doua este varianta culorii roșii, a pietrei roșii, a treia este varianta culorii albe, piatra albă. Așadar, alegeți varianta cu care rezonați și să vedem la varianta aleasă ce dezvăluie oracolul, cărțile de oracol. Haideți să vedem. O să încep cu prima variantă, varianta cu piatra verde. Wow, ce frumos! Foarte frumos, să știți. Deci, astăzi vă văd într-o situație de îndrăgostit, de îndrăgostită. Păreți aici într-o dragoste cu cineva, poate într-o într-o stare emoțională pozitivă. În orice caz, vă văd aici că sunteți într-o energie foarte pozitivă, fie pe plan profesional, pe plan profesional poate mai studiați, mai învățați, fie pe planul sentimental în care voi sunteți într-o fază de îndrăgosteală sau poate că sunteți deja îndrăgostiți, aveți această energie în care vă doriți dragostea, în care sunteți mai romantici, mai creativi, mai sensibili, mai poetici. Vă doriți o relație romantică, vă doriți o relație de iubire, vă doriți poate o împăcare, o revedere, să faceți declarații, să iubiți, să îmbrățișați, să fiți îmbrățișați. Apare un prieten, apare un iubit aici, unii dintre voi aveți această energie, persoane, mi apare și îndrăgostitul și îndrăgostita, deci e foarte posibil că astăzi să aveți ocazia, dacă nu aveți pe nimeni, sunteți singuri, în drumurile voastre să întâlniți persoane, fie că la studii, fie că la servici, fie că vă duceți chiar la biserică, văd aici că aveți marele preot, deci poate că unii dintre voi vă veți duce chiar și la biserică astăzi sau într-o instituție. Pare că aveți rezolvări, fie prin instituțiile statului astăzi, pentru bani, pentru acte, pentru studii. În orice caz, vă văd într-o zi foarte, foarte reușită. Deci, pentru voi astăzi, reușitele pot fi pe toate planurile. Tot ce se cere, pare, în această etalare, este să faceți cu toată inima, din tot sufletul, cu dragoste și cu înțelepciune, cu răbdare, fără să vă grăbiți, fără să tratați cu superficialitate niște situații, ci tratați-le cu toată seriozitatea, cu asumarea răspunderii, cum se spune. Trăiți-vă viața într-un mod frumos, pozitiv, pentru că păreți aici într-o energie foarte pozitivă și vă vor veni niște vești. Foarte curând vă caută, vă sună, primiți vizite, poate faceți vizite, persoane dragi, persoane care vă iubesc, persoane care vă sunt aproape, care țin la voi aici, pot fi și copiii care sunt îndrăgostiți, spre exemplu, sau persoane înțelepte, persoane inteligente, persoane
cu studii, persoane cu funcții. Vă văd aici pe voi într-o energie a unor reușite și vă văd și cu câștiguri. Vă vin daruri, vă vin cadouri, vă vin sfaturi bune, susținere. Păreți că aveți niște vești foarte bune pe care abia le așteptați să le primiți și le veți primi. Apar niște ocazii favorabile pentru a avea niște câștiguri, pentru a avea niște avantaje. Apar aici pentru voi niște situații. Vă vin scrisori, vă vin vești, da, apare pentru voi poate chiar ocazii de a munci, propuneri de muncă pot veni sau contracte, chiar se face un contract. Voi sunteți aici într-o... Astăzi poate unii dintre voi mai stați și deoparte, mai reflectați, mai meditați, vă gândiți poate la dragostea voastră, faceți, compuneți, scrieți, deci vă văd aici foarte, foarte creativi, foarte inspirați, să spunem așa, romantici, poate vă ocupați chiar de flori, de plante, o primiți, oferiți. Astăzi vă ocupați poate de a face cadouri, de a cumpăra cadouri, de a pregăti, să zic așa, pentru cei dragi, darurile care le faceți din toată inima. Deci pare o zi foarte, foarte reușită și surpriza voastră poate fi legată de casă în casă sau un contract. Deci pare că vă veți găsi familia, vă veți reuni cu familia, apare pentru voi poate vizite, musafiri, invitații, veți avea dorința de a avea mai multă intimitate, de a avea o întâlnire poate mai intimă cu persoana iubită, poate veni astăzi o astfel de situație, apar niște propuneri, da, apare, vă gândiți mai mult la voi, la propriile interese, la propria viață, vă refugiați, să zic așa, în interiorul casei voastre cu persoana iubită, poate, sau pentru a reflecta, pentru a studia, pentru a lucra, pentru a vă simți în siguranță. Deci pare pentru voi că sunteți în siguranță, casa vă este în siguranță, sunteți, apar aici și persoane care au principii, valori, să spunem așa, mai sănătoase sau veți... fi voi astăzi mai tentați să vă îmbunătățiți, să zicem așa, starea de spirit, poate și prin credință. Apare pentru voi o persoană mai serioasă, o persoană mai bunăvoitoare, mai generoasă, sau veți fi voi această persoană care veți dori să ajutați, să sprijiniți, sau veți fi voi sprijiniți, ajutați. În orice caz, este o zi foarte, foarte frumoasă pentru cine și-a ales această primă variantă a pietrei verzi, par energiile extraordinar de pozitive. Haideți să vedem și la varianta cu piatra roșie, să vedem energiile astăzi cum sunt pentru a doua variantă. Astăzi este o zi în care e nevoie să fiți mai prudenți, pentru că apar lucruri pe neașteptate aici. Poate pe neașteptate să apară, nu știu, un ghinion, o pagubă, o supărare, o enervare, un stres, o ostilitate, o tristețe, o veste care să vă enerveze, să vă supere, o decepție poate fi, poate și din cauza unei persoane care nu e sinceră, care nu vă... împărtășește opiniile, dar nu le face într-un mod corect, adică nu vi le spune în față ce gândește, ci pe la spate, poate că e o persoană, aici aveți de-a face cu o persoană care nu e sinceră și care aici puteți avea de-a face chiar cu o persoană care nu face nici afaceri corecte, apare aici o hoție, apare o nedreptate, apare o amenințare, apare o persoană care nu își asumă responsabilități. Cineva care poate vă răstoarnă norocul, să zic așa, se pune în calea norocului vostru. Apare un ghinion ceva, că văd și aici această nedreptate. Aici poate fi și pe sănătate sau pe altceva și vouă poate vi se pare o nedreptate, vouă vi se pare o injustiție, vouă vi se pare ceva care nu este corect să fie așa. E un pericol aici, totuși prudență. Pentru că dacă voi sunteți mai siguri pe voi, cu o stare de spirit mai pozitivă, mai fără să dramatiza, să zic așa, lucrurile, să le exagerați sau fără să vă lăsați înșelați, mințiți, sau dacă sunteți mai prudenți, poate în drumurile voastre sau în ceea ce faceți, puteți avea o zi foarte reușită, pentru că vă totuși aici cu motive de bucurie, de veselie,
vă văd totuși cu ceva de sărbătorit, cu energie pozitivă care poate să depășiți poate niște ostilități, niște probleme, niște ghinioane. Veștile pot veni, spre exemplu, neplăcerile pot fi, dar dacă voi aveți o stare de spirit bună și vă concentrați pe lucrurile pozitive, cum se spune, să vezi partea plină a paharului din partea, deci dintr-un pahar care este, el este poate pe jumătate gol, dar trebuie să-l vezi pe jumătate plin. Pentru că atunci din ceea ce a mai rămas bun, aceea poate să vă aducă motive de bucurie și veselie. Așa cum e când e ploaia, vezi, te uiți că plouă și te super, poate că tu aveai ceva în plan și ți-a stricat ploaia, să zic așa, planul, dar poți să faci un alt plan care să fie în avantajul tău, pentru că stai să te depostești de ploaie și ai timp pentru alt plan. Deci aici poate veni tot răul să se transforme în bine, pentru că văd că prima parte a acestei etalări este destul de negativă sau înșelătoare, amenințătoare, să zic așa, ghinion, cu înșelătorii, cu minciuni, cu persoane nesincere, dar în a doua parte a etalării mi-apare veselie, bucurie, stabilitate și chiar câștiguri. Deci se poate, dacă v-ați gândit, poate la bani, la câștiguri, la niște avantaje materiale, profesionale, posibil să apară motivele de bucurie, posibil să vi se îndeplinească dorința, da, deci există această energie, dar trebuie și voi poate să fiți mai atenți, să nu vi se întâmple ceva. De exemplu, ți-ți vin banii, te duci frumos la bancă să-ți iei banii și uiți banii în bancomat sau pe teșghea, la borsetă, să zic așa, pe teșghea unde faci cumpărăturile. Tu banii ai primit, bucuria ai avut-o, dar n-ai fost atent. Aici poate, sau te-ai grăbit, sau cineva, fii atent să nu-ți lași geanta deschisă, poate știi, la îndemâna celor care îi tentează să ia din bunualtul, etc. Aici e cum fiecare cum se poate organiza stabilitatea aceasta, trebuie să-ți cauți aici poate relații mai stabile, să te pui în siguranță, să ai o ancoră unde să te ancorezi, unde să fii ancorat în realitate, să nu fii cu capul în nori, spre exemplu. Să te orientezi și cum bate vântul pe unde ești. Vezi acolo ce situații sunt pozitive, negative, vezi dacă e cazul să faci vreo afacere sau nu, spre exemplu, etc. Aici e o chestiune poate și de orientare, o chestiune și de al șaselea simț, bazează-te și pe intuiție, pe prudență, înțelepciune. Aici, pentru că vă văd cu motive de bucurie, poate aveți pe cineva de sărbătorit aici, poate unul dintre voi sărbătoriți un eveniment, sărbătoriți ceva, aveți o consolare, vă veți odihni, poate unul dintre voi nu vă puteți duce la servici, că e vremea sau că e altceva, dar și vi se pare o nedreptate, vi se pare o înșelătorie, o hoție, dar până la urmă vă consolați și vă simțiți în siguranță acasă, pentru că știți că vă vin și bani, că aveți bani, că aveți o stabilitate, dar apar noi proiecte, vă vin noi idei, da? Apare pentru voi o altă ofertă de carieră, poate, sau apare pentru voi o altă oportunitate pe care o veți pune poate în practică și vă apare cu bucurie, cu succes, cu reușită. Deci, cum se spune, tot răul este spre bine. Pentru unii poate să fie vorba de nașterea unui copil, evenimentul de nașterea unui copil aici care vine, poate pe neașteptate sau poate vine și cu o supărare mică, dar e trecătoare, pentru că până la urmă văd că aveți de sărbătorit poate nașterea unui copil care va aduce bucurie, vești, daruri, cadouri, sau apare o nouă relație, apare o nouă șansă de o carieră, de servici, de un drum chiar. Pentru unii poate apărea și o chestiune stabilă, un drum sigur, chiar dacă poate sunt niște neplăceri, până la urmă ești în siguranță. Da, deci pare că e nevoie să te pui în siguranță, pentru că în felul ăsta, să nu fii naiv, să nu fii, să zic așa, naiv sau ca un copil care nu știe pe ce lumea este și crede totul sau face totul la voia întâmplării. Aici poate că e vorba despre faptul că, fiind vorba de persoane mature, bazează-te și pe experiență, ia-ți măsuri de precauție, pune-te în siguranță. Și atunci vei fi în siguranță sau puneți în siguranță copilul, familia, câștigurile, banii pentru ca să te bucuri de sărbători fericite sau de evenimentele care le ai. Deci astăzi pare o energie care se termină cu bine sau care nici nu ajunge să aibă această situație. În jurul tău poate fi ceva, afli lucruri care nu îți plac, de nedreptăți, de ghinioane, de dezastre și te supără pentru că ești o persoană poate sensibilă, te întristează, te decepționează, dar tu
personal, poate chiar ai doar motive de bucurie și atunci poate chiar ești generos, poate că petreci, te bucuri și oferi și altora din bucuria ta. Cam asta e ce pot să spun și la această a doua variantă, deci pare o variantă destul de frumoasă, adică se poate, în funcție de fiecare, poate să-și facă viața mai bună sau și mai bună. Haideți să vedem la a treia variantă. Vedem la a treia variantă ce dezvăluie. Wow, wow, wow! Ce frumos la voi, dar astăzi se vede așa o zi la, și la a treia variantă cu duși întorși la voi, așa, oscilează. E nevoie să nu fii superficial. Văd că apare dragoste la voi, deci apare multă dragoste la voi, ocazie de a vă îndrăgosti, de a vă împăca, de a avea mai multă iubire, pasiune în viața voastră, de a cuceri pe cineva, de a fi sedus de cineva, de a avea o relație afectivă mai armonioasă, mai frumoasă. Văd că aveți o ocazie, aveți un noroc, aveți o oportunitate chiar de câștiguri, veți găsi niște soluții, dar trebuie totuși să fiți și voi poate cu picioarele pe pământ, să nu vă faceți iluzii aici, pentru că există oarecare superficialitate, nesiguranță sau aici. Păstrați-vă speranțele, dar nu fiți superficial, fiți optimiști, dar nu cu, cum se spune, cu capul unor sau exagerat, ci ancorați-vă realitate. Pentru că totuși în jurul vostru pot apărea niște disensiuni, pot apărea niște contrarietăși, certuri, discuții, conflicte, dispute, dificultăți, enervări, stres, întârzieri ceva, pot fi legate și de instituții sau de acte, de, sau atenție să nu intrați în vreo ceartă, vreo despărțire cu cineva. Aveți pe cineva care vă gelozește, totuși aveți pe cineva gelos care vă urmărește sau aveți probleme, niște hărțuiele aici, poate voi, pentru că sunt persoane care poate vor cu voi o relație, dar nu știu să se comporte și vă pot hărțui. Dau un exemplu pentru tinere, pentru femei, în general, care sunt singure. Puteți întâlni în drumurile voastre, de aceea poate să cereți să nu fiți superficiale, pentru că puteți stârni fie gelozia unor persoane, fie poftele, între ghilimele, a unor persoane care sunt superficiale, aventuroase, frustrate, poate chiar aici. Puteți avea de-a face cu persoane, persoane de văd aici de gen masculin, în mod special, care sunt mai frustrate, care sunt mai merculioase, mai dușmănoase, mai invidioase, mai geloase, da? Pentru că nu le ies treburile cum vor, pentru că nu mai au libertatea pe care și-o doresc, pentru că nu pot să-și facă de cap sau să controleze ei, să zic așa, să gestioneze ei doamnele, domnișoarele, cum vor, și le sar nervii, bă, de aici că sunt într-o, sau vă urmăresc, sau aici văd că pentru unii puteți poate avea un proces, poate sunteți într-un proces cu cineva și aveți șanse să învingeți, dragostea învinge, iubirea, prietenia, sentimentele sincere, dar nu tratați superficial, nu vă faceți iluzii, pentru că totuși aici pot apărea discuții, certuri. Poate cu cine aveți în procesul nu e o persoană prea sinceră sau prea armonioasă, deci pare o persoană mai mult conflictuală, pare o persoană foarte rea, îndrăjită, o persoană foarte frustrată, poate o persoană care e poate agresivă. Aici pot apărea niște neînțelegeri în drumurile voastre, poate persoane care și-au făcut o impresie proastă despre voi, pentru că așa sunt superficiale, poate, și își imaginează, dau un exemplu, pentru că e un exemplu care, adică e o chestiune care s-a întâlnit de multe ori, persoane plecate în străinătate, doamne, domnișoare care pleacă în străinătate, au trăit în străinătate, au muncit în străinătate, se întorc acasă. Și întâlnesc acum în cale persoane care poate le-au mai cunoscut în trecut sau pe care chiar nu le cunosc, dar află că vin din străinătate și au aceste persoane, unele dintre ele, pentru că sunt superficiale sau pentru că sunt frustrate, invidioase și geloase, fie că și-au creat impresia că toate persoanele care pleacă în străinătate, mai ales de gen feminin, acolo nu se duc să muncească, acolo se duc cine știe ce să facă. Și acum când se întorc în țară, încearcă cumva să ori să le insulte pe această situație, ori să le propună niște
întâlniri așa de randevuri, să le zic așa, de aventuri și dacă sunt respinse sau dacă nu le fac, nu le dau atenție avansurilor lor, devin agresive, devin insultative, insultă, agresează și așa mai departe, ori pur și simplu în drumurile voastre puteți avea de-a face cu niște energii puțin agresive, poate că n-au treabă cu voi, au treabă cu alte situații, dar intrând în mijlocul lor, puteți intra într-un conflict, puteți intra într-o neplăcere sau poate că e nevoie de voi, spre exemplu, să nu tratați totul, poate că să nu tratați totul ca și cum cineva are ceva personal cu voi, să nu tratați totul ca pe ceva personal, poate, ci doar să încercați poate să fiți mai blânzi, mai iubitori, mai armonioși. Dacă nu poți să faci să te înțeleagă cineva, mai bine renunți, pleci la mâini, lași timpul să se așeze, nu intra în conflicte, cu alte cuvinte. Așa pare aici această energie, pentru că altfel vă văd că pe voi, dorințele care le aveți voi, vă pot fi împiedicate din cauza acestor conflicte. Au un amenințări de divorț sau amenințări cu bătaia, cu cearta, cu scandalul aici. Deci, orică sunt persoane invidioase pe norocul vostru, pe dragostea voastră, pe succesul vostru, că astăzi voi aveți succes în ceva, ori pe toate planurile, ori pe un anumit plan al vostru care vă interesează, dar poate fi împiedicat acest noroc de aceste persoane energii care sunt cumva în preajma voastră sau să nu intrați chiar voi din superficialitate, pentru că vă văd aici pe primul plan că superficialitatea este chiar aici lângă noroc. Ori veți avea noroc să descoperiți la timp, poate fi și un noroc pentru voi acest lucru, că descoperiți și puteți evita și îmblânzi prin dragoste, prin generozitate, iertare, blândețe, da, puteți îmblânzi această situație. Altfel poate apărea. Aici poate apărea o invidie, spre exemplu, voi aveți o nouă relație și un fost partener nu acceptă această situație. Poate încă sunteți în plin divorț cu această persoană și o nouă relație nu-i cade bine și puteți intra în conflicte. Nu tratați cu lejeritate această situație, etc. Aici par așa niște situații care vin. Exact, despre căsnicie e vorba aici, sau în propria căsnicie. Poate că aveți chiar în propria căsnicie voi niște probleme, poate voi nu vă înșelați partenerul, poate că nu îl trădea sau nu vă trădează, dar e gelozia asta aici, ceartă, scandal aici, poate fi așa acest lucru. Da, deci pare că poate aduce la împăcare această situație, poate duce la despărțire, poate fi vorba și de un contract de muncă sau de casă aici, poate fi de o afacere ceva, poate fi vorba și de un alt angajament serios cu cineva într-o situație, o colaborare. Strâniți o pasiune, aveți o pasiune, sunteți într-o relație pasională cu cineva, dar care poate fi cu suișul și coborâșul. Aici poate, sau invidie, gelozie, pentru că voi aveți bucurii în dragoste și noroc. Strâniți din partea altora această invidie. Vă văd aici, cineva vă urmărește, un dușman. Da, deci poate să fie care e invidios, gelos, care vă e rival. Aici poate apărea și o trădare și o înșelătorie, un risc. Pot apărea minciuni, spre exemplu, că vă aruncă vorba, că trădați, că înșelați, că mințiți. Și vă creează o imagine proastă și vă creează scandal acasă, cu partenerul, cu partenera sau la servici, etc. Aici pot fi astfel de persoane care încearcă cumva să se bage în treburile altora, pentru că sunt superficiale, pentru că sunt invidioase, pentru că sunt geloase, pentru că poate au niște interese. Că aici apare și o trădare și o înșelătorie, o minciună care vine și dintr-un interes, dintr-o perfidie. Aici de ce se cere prudență, prudență, bă, de aici cartea asta care mi-a ieșit a instituțiilor statului sau a judecătoriei, să zic așa, a judecătorului, a contrarietăților, care, a litigilor, neînțelegerilor care pot apărea. Și se cere prudență ca să nu dai ocazii sau ca să nu crezi chiar orice, verifică, poate e nevoie și de acel, poate tu vrei, vei fi tu pus în situația să spună ție cineva că iubitul, iubita sau alte situații te înșală, te trădează și atunci înainte de a sări la scandal, de a fi agresiv, de a zice, de a te lua de cealaltă persoană, etc., informează-te mai bine, vezi dacă e adevărat sau nu. Nu lua totul de bun, nu fi superficial, nu trata totul ca și cum, că nu orice vorbă
e și adevărată sau nu orice pasăre poate zbura sau nu tot ce strălucește e și aur, etc., etc. Aici e o situație în care foarte clar cărțile vorbesc de superficialitate, care aici poate duce către această situație și strica armonia, strica norocul, strica dragostea, împăcarea, ocaziile favorabile, etc., etc. Sau, deci, cam asta e din ce văd eu aici, că eu văd că până la urmă totul se termină cu bine, pentru unii poate chiar cu un eveniment, cu o căsătorie, cu o cerere în căsătorie, cu împăcare, da, sau cu un contract, cu un noroc neașteptat, o ocazie favorabilă. Se poate că pentru unii poate să fie și că vă veți supăra, poate la un moment dat, cu partenerul, dar până la urmă dragostea învinge și vă pare, apare împăcarea. Pentru alții poate să fie că aveți și una și alta, pentru alții poate să fie că nu aveți decât partea de bucurii, de reușiri, de realizare, dar în jurul vostru pot fi niște energii și mai agresive și pe care voi va trebui cu înțelepciune să le evitați, să nu le tratați cu ușurătate, cu superficialitate, pentru că sunt totuși o amenințare pentru voi, da? Chiar dacă voi nu aveți treabă cu acest anturaj agresiv, dar fiind în preajma voastră, mai devreme sau mai târziu, și pe voi vă pot agresa dacă nu vă luați măsuri de siguranță sau dacă le tratați ca pe ceva, nu-mi pasă, nu mi aparține, nu e despre mine. Pentru că pot să nu fie despre tine, dar dacă tu stai într-o zonă în care sunt scandaluri, s-ar putea într-o bună zi să te afecteze și pe tine acest scandal. Și atunci o să zici, băi, trebuia să iau măsuri mai devreme, trebuia să mă gândesc că trebuia să fac ceva, să mă pun în siguranță, dau un exemplu, că așa mi-a venit în minte, dar sper să nu fie așa, de să fie o zi minunată, binecuvântată, cam asta e ce vă știu la treia variantă, eu sper că v-au plăcut aceste citiri, că veți avea o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile, așa cum vă doriți, cu multă iubire împărtășită, cu mult noroc, pentru că la voi chiar a ieșit aici această carte a norocului, care vorbește de succes, de noroc, de oportunități, pe care poate e bine să nu le tratați cu superficialitate, ci să le folosiți la momentul potrivit. Încă o dată, mulțumindu-vă că vizionați acest video, pentru aprecierea și pentru like-uri, vă doresc în continuare o zi minunată, binecuvântată și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!